Salutare tuturor și bine v-am găsit! Astăzi suntem în 3 iunie și vă prezint situația cu cartofii. Avem aici cartofi plantați experimental în această zonă în aprilie. Sunt niște cartofi încolțiți, uitați în beciul socrului și o să vă pun în recomandări în colțul din dreapta sus. Să vedeți felul în care arătau când i-am plantat aici experimental în balega de cal proaspătă de, să zic, 3 luni. Am folosit-o în răsadnița pe care am făcut-o pentru răsaduri. Toată balega aceea de cal în amestec cu pământ de grădină și mraniță, am luat-o și am pus-o aici în zona asta și am plantat cartofii încolțiți în beci experimental, să vedem dacă se dezvoltă și, bineînțeles, dacă avem și recoltă. Ei bine, de crescut au crescut, după cum putem observa, dar acum rămâne de văzut dacă vom avea și recoltă. Ținând cont că i-am pus așa încolțiți și destul de des unul lângă celălalt, rămâne de văzut. Tot experimental în zona aceasta am mai făcut tot la fel, ca cartofii erau foarte lungi, încolțiți, tuberculi erau lungi. O să puteți să observați în videoclip. Și am pus aici în stratul acesta ridicat. Practic avem aici gunoi de grajd, avem resturi vegetale, avem multe paie vechi de 2 ani. S-au transformat aici într-un compost numai bun de plantat în el. Și iarăși rămâne de văzut cum anume se vor dezvolta în continuare și dacă, bineînțeles, vom recolta ceva. La fel este, după cum spuneam, un experiment și acesta, din partea asta până aici. Așadar, avem aici cartofi plantați în compost și aici avem cartofi plantați în baligă de cal, în amestec cu pământ de grădină și mraniță. Mai departe avem cartofii plantați în luna martie, pe la jumătatea lunii martie, la fel în compost, și aici a aruncat soțul cu cenușă. Noi de obicei aruncăm cu cenușă pentru dezinfectarea solului și totodată și pentru a ține la distanță dăunătorii, cum ar fi gândacii de Colorado. Nu am avut probleme cu ei, nu au apărut până acum. Sperăm să nu apară nici de acum încolo. Atât că soțul meu nu a avut răbdarea să mai cearnă. Eu de obicei cerneam cenușa așa, o dădeam prin sită și pulverizam ușor. Ei, nu a mai avut răbdare, a luat cu pumnul și a aruncat așa și aici colo, spre exemplu, aici s-a mai ars. Aici. Deci trebuie aruncat, dar cu o sită ceva. Nu aruncat așa cu totul, căci e posibil să se ardă aici colo. În rest, arată foarte bine, eu sunt foarte mulțumită. Sunt mulțumită că nu au apărut dăunătorii și iarăși rămâne de văzut. De aici încolo sunt cartofii plantați de mine. Sunt cartofi galbeni aceștia și mai avem aici în patul din parchet reciclat. Vă povesteam că am pus un rând de cartofi mov, i-a tăiat soțul în mai multe bucăți, i-a întins prin cenușă și au crescut în acest fel, foarte frumos. Iar aceștia sunt cartofi galbeni, plantați întregi,
Bineînțeles, cartofii movi erau mai măricei, i-a tăiat, i-a băgat prin cenușă și ăștia erau mai micuți, dar sunt întregi. O să vă pun în descriere sau în recomandare sus, în colțul din dreapta, ca să puteți să vedeți mărimea lor, cum erau ăștia și cum erau ceilalți. Cartofii mov au florit. I-am plantat în ultima zi din martie aici, în zona asta. 31 martie a fost. Până acum totul este ok și aici a aruncat cu un pic de cenușă, mai puțină. Și momentan este totul ok. Rămâne de văzut și de acum încolo cum vor evolua și bineînțeles ce recoltă vom avea. Aici avem gunoi de grajd vechi de un an. Este gunoiul care a fost în seră și în care noi am făcut acel pat în care am germinat semințele de roșii. Am crescut răsadurile acolo și tot gunoiul ăla l-a luat soțul cu roaba, l-a cărat din seră și l-a pus aici. Și am cultivat cartofii. Așa arată ceilalți galbeni plantați întregi. Nu au apărut gândacii nici aici, slavă Domnului, sunt sănătoși. Lângă cartofi am pus crăițe. Crăițele țin deoparte dăunătorii, cum ar fi gândacul de Colorado. Și am pus așa de jur împrejur, ca protecție. Pe margine am pus numai și numai crăițe. A făcut mușuroire aici soțul meu, deci când a plantat cartofii a făcut două șanțuri și pământul l-a pus aici în mijloc. Și după aceea, când au încolțit și au crescut, s-au făcut mai măricei, a luat tot pământul de aici și a făcut mușuroirea în acest fel. Nu am mai filmat pentru că nu putem să filmăm chiar toate operațiile, toți pașii, necesită mult timp și nu am mai filmat și momentul în care a făcut mușuroirea aici. Bun. Păi, dragilor, cam atât momentan. O să vă pun în descriere și la sfârșitul videoclipului. O să vă pun și canalul celălalt în care eu mai public acolo, pentru că nu vreau să exagerez prea mult cu videoclipurile la țară, din cauza faptului că nici nu vreau să plictisesc. Eu am foarte multe materiale și nu pot să le pun pe toate la țară, așa că o să mai încarc și pe canalul celălalt de toate pentru toți și dacă vreți să ne vizitați și acolo și să vă abonați, ne-am bucurat foarte mult. Vă mulțumesc mult pentru atenție și vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Până atunci vă doresc multă sănătate și spor, la treabă să aveți. La revedere! Avem și un prieten aici.